furat fără să le pese că sunt filmați. S-a întâmplat într-un magazin din Timișoara, unde trei tineri au plecat în fugă cu banii din casa de marcat, deși în incinte era o cameră de supraveghere. Mai întâi bărbații se dau drept clienți, ba chiar intră în magazin și fac cumpărături, iar mai apoi se întorc și, profitând de neatenția vânzătorului, pleacă cu tot cu bani. Astfel, proprietarul a fost păgubit cu aproape 900 de lei, însă nu s-a dat bătut până nu i-a prins pe hoți. Filmarea a ajuns virală în mediul online și așa tinerii au fost identificați. Ba chiar mama unuia dintre hoți s-a prezentat cu banii la magazin în această dimineață, în speranța că patronul i-ar putea ierta pe făptași.